departe. Și noi suntem echipa băieților și mergem mai departe cu... Alin! Mă numesc Alin Buruiană și îmi place foarte mult să cânt. Iar mie îmi place cum vorbești. Bă, serios. Vreau să te întreb. Cum a încercat bănică să-ți facă să vedeți la audiție? Da, și reușit. Bancurile au fost atât de seci încât nu puteai să nu râzi. De ce rinocerul are corn? Pentru că nu a găsit chiflă. Lăsă-ți! Nu știu, mă gândesc. Am observat că vi-am oferit tuturor un prilej foarte bun de râs întregii țări. Nu poți. Deci dacă nu râzi când râde omul, acela n-ai umor. Alin Buruiană, cunoașteți, a cântat Memories din Cats, dintr-un musical. El este practic contratenor sau spre asta ar tinde să fie. Este un caz special, nișat, în același timp, dar cu șansa lui. Îi dau încredere. El fiind un caz special, el nu trebuie să fie ca ceilalți, el trebuie să fie ca el. Ăsta este atuul lui și șansa lui. Ia-ți aplauzele, ia-ți aplauzele! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Când m-am văzut la televizor, mi-am dat seama cumva că acolo e locul meu. Astăzi seară la X Factor m-am simțit ca și când aș fi fost pe Broadway sau la Londra. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Eu acolo plâng de două ori, o dată de emoție și o dată de nervi, că nu o să ajung niciodată la nivelul ăla să fac așa ceva. Da! Sincer, nu m-am gândit că o să ajung până în această etapă, deoarece X-Factor mi se pare, din ce am văzut la televizor, că nu este un show destinat neapărat operei și am spus să încerc. Am spus de ce nu. Nu știu, mie mi se pare că Alin o să dea scaun. Da. O să-i dea scaun. E super talentat. Dar îți dai seama că îi dea scaun. Am anumită temere pentru faptul că nu voi ajunge departe, tocmai din cauza faptului că eu cânt acest gen. E ceva diferit. E cu totul altceva, da. Băi, e operă, ce să mai spun. Talentat vorbi eu. Opera nu înseamnă doar sobrietate și să fim serioși. Opera e un gen care, într-adevăr, e foarte frumos și care poate fi gustat de foarte multă lume. Păi bine, măi, maestre. Salut! Salut, din nou. Salut, salut. Te-am auzit la repetiții. Adică erai bine pe treaba ta, știi exact unde-i cucerești, nu? Mi-ar plăcea să cred că da. Hai, mă, că am văzut unde te duci pe acutele alea. Ești super tare. Tu ești chiar un contratenor adevărat. Tu ești. O să-mi fac și o poză cu tine. Da, și eu aș dori. Ca tine, deci, când îți dă Dumnezeu așa ceva, e foarte rar. Sunteți câțiva în lume. Visul meu este să cânt pe o scenă de operă, să fiu artist liric și acesta e unul din motivele pentru care m-am prezentat la acest show. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Salut, Alin! Salut! Cum ești? Foarte bine. Puțin speriat, nu? Nu. Ok. Nu să fost speriat. Ți-am zis de la bun început că ești un tip special și mi-aș dori tare mult astăzi seară să faci ceea ce știi cel mai bine. Ce cânți? În seara aceasta voi cânta Ave Maria. Frumos. Fiecare melodie pe care o voi cânta în această competiție și tot ce voi cânta de acum vreodată în viața mea va fi dedicat în primul și în primul rând tatălui meu. De aia, de fiecare dată când cineva mă felicită după ce am cântat, tot timpul spun mulțumesc și mă uit în sus prima dată. Băi, am așa scânt și mi se ridică iar părul pe mâini. Mi se ridică părul pe mâini când cântă. Cum cântă, s-a terminat.